La reuniunea Partidului Socialiștilor Europeni de la Bruxelles, Victor Ponta a făcut o declarație șoc care răstoarnă întreaga ideologie pe care socialdemocrații români au susținut-o până acum în afara granițelor țării. Având însă mai multe mandate, este normal ca domnul Jean-Claude Juncker să primească din partea Consiliului sarcina de a încerca să formeze o majoritate și o componență a Comisiei. Suntem de acord și e normal să propună PPE-ul, dar nu pe oricine, ci pe Jean-Claude Juncker, că asta s-a spus cetățenilor europeni. Cine ne-ar mai crede în 2019? Dar cine îl mai crede pe Victor Ponta acum? Nu numai că prin această declarație premierul și-a anunțat susținerea pentru dreapta politică europeană, dar și-a încălcat și cuvântul. Îi reamintim noi ce afirma în 2012. Together under his leadership, together with our group in the European Parliament, with the President of the Parliament, Mr. Schulz, we really can hope that the next years, 2013-2014, will prove across Europe an important victory for the socialist and social democratic movements. The Romanians are going to support in the European elections the ideas, the candidates and the projects of the PS. Ei bine, iată că nu-i mai sprijină, ceea ce nu l-a împiedicat însă pe Victor Ponta să se salute călduros cu Martin Schulz la Consiliul European care are loc zilele acestea.